Bună ziua, bun găsit tuturor, așa este, autoritățile iau în momentul de față în calcul varianta ca elevii să nu mai fie obligați să treacă la învățământ online atunci când localitatea din care fac parte trece de pragul de 6 la 1000 de locuitori. Este cazul și pentru București, care astăzi a ajuns oficial la o rată de infectare de 6,33, ceea ce înseamnă că, respectând normele actuale, de luni elevii ar trebui să treacă la învățământ online. Discuțiile cu privire la eliminarea pragului de 6 la 1000 de locuitori vor fi purtate astăzi în mod obligatoriu, așa cum a punctat ministrul educației Sorin Câmpianu, însă o decizie oficială publicată în Monitorul Oficial va fi luată abia spre ziua de vineri, ziua în care elevii vor afla cum continuă școala începând de luni. În urma discuțiilor purtate cu ministrul educației, este clar că se va lua în continuare în calcul varianta ca elevii să învețe online, însă criteriul nu va fi legat de rata de infectare din localitate, ci mai degrabă de numărul de cazuri din clase sau din școli, ceea ce înseamnă că elevii vor trece online, au posibilitatea de a trece online sau învăța în continuare cu prezență fizică, atât în localitățile unde rata de infectare este mai mare de 6, dar și mai mică de 6 cazuri la 1000 de locuitori. E nevoie de un minim de predictibilitate. Avem două variante în acest moment. Fie rămânem pe prevederile Ordinului Comun, Ministrul Educației, Ministrul Sănătății, care ne spun că la depășirea ratei de incidență de 6 la 1000 în localitate, toate școlile trec în online, cu excepția școlilor speciale. Varianta 2 este vorba de o variantă în care se face decuplarea între modul de funcționare al școlilor și rata de incidență în localitate. Voi susține în paralel cu o precizare importantă, în paralel cu amplificarea procesului de testare. Să există o monitorizare foarte riguroasă din punct de vedere a respectării măsurilor de prevenire a răspândirii virusului și de identificare a cazurilor pozitive, în sensul în care să se închidă, evident, acele clase sau acele școli unde sunt identificate cazuri. Dacă într-o comunitate, într-o localitate, nu există niciun caz diagnosticat într-o unitate de învățământ, chiar dacă rata de incidență este peste 6 la 1000, atunci școala teoretic poate să continue